Cannabisul este o plantă numită Canepa indiana, cânepă indiană. Prin tocarea frunzelor și a eflorescențelor de cannabis și prin amestecarea acestora cu tutunul, se obține așa numita marihuana sau iarba sau jointul și se consumă sub formă de țigări. Prin prelucrarea rășinei secretate de vârfurile eflorescente, se obține hașișul și uleiul de cannabis. În mod curent, și acestea se amestecă și se fumează împreună cu tutunul. Dar există situații în care cannabisul sau produsele obținute din el sunt consumate în amestec cu alimentele sau sub formă de infuzii. Prima oară când am fumat iarbă aveam 14 ani. Am făcut-o din curiozitate. I-am cerut unui prieten să-mi dea să trag un fum. Mi s-a părut apoi că asta simbolizează apartenența la grup, că e ceva ce poți împărți ușor cu prietenii. Când ajung seara acasă, după o zi de muncă, dau drumul la muzică în surdină și mi-aprind o țigară cu cannabis. E un mod plăcut de a mă relaxa și de a uita de grijile zilnice. Nu cred că e rău sau că voi deveni dependentă de drog. Cea mai mare parte a utilizatorilor de cannabis consideră ca un control perfect asupra consumului. Cu toate acestea, studiile clinice au arătat că 50% dintre utilizatori ajung să folosească drogul o dată pe zi, iar 20% dintre ei nu mai au niciun fel de control asupra consumului. Sub influența cannabisului, percepțiile auditive și vizuale sunt modificate, ideile se înșiră într-o ordine diferită, iar spațiul și timpul sunt percepute distorsionat. Sentimentele și trăirile sunt astfel accentuate. Utilizatorul poate avea stări care variază de la o bucurie extremă până la o stare generalizată de rău, cu o teamă nedefinită. Consumul de cannabis poate fi urmat de o stare generală de oboseală, de lentoare în ideație, de incapacitate de a se concentra și de a gândi coerent. Când fumezi iarbă, parcă trăiești într-o altă realitate, o realitate virtuală. Poți să te crezi oricine și Jackie Chan sau orice alt erou dintr-un film. Efectele fizice pe care le-am simțit după o țigară cu cannabis au fost accelerarea bătăilor inimii, o încălzire subită a corpului și o senzație de usturime a ochilor. Toate aceste senzații neplăcute, încetinirea reflexelor, lipsa de concentrare, starea de depresie, alterarea memoriei, incapacitatea de a-și controla gândurile și sentimentele, frisoanele și amețeala dispar odată cu încetarea consumului de cannabis. Este însă nevoie de câteva luni până când tetrahidrocanabinolul să fie eliminat în întregime din organism. Utilizatorii ocazional de cannabis renunță relativ ușor la acest drog. În cazul marilor consumatori însă, deși nu au o dependență fizică față de drog, dependența psihică este prezentă și se manifestă printr-un total dezinteres față de viață. Ei au tendința de a se lăsa în voia sorții, de a nu mai face nimic. Singurătatea și deprimarea îi fac să se izoleze de oameni. În această situație, trecerea la utilizarea altor droguri mai periculoase este un fapt destul de frecvent. Ca și în cazul altor droguri, utilizatorii de cannabis care au avut o stare psihică labilă pot evolua către afecțiuni psihiatrice grave, ceea ce este un risc pe care trebuie să îl cunoască și să și-l asume. Atunci când consum mai multă vreme iarbă, încep să renunți la ambițiile personale și te refugiezi tot mai mult în vise, într-o lume unde totul pare mai frumos și mai ușor. Nu mai ești tentat să ieși din casă, să comunici cu cineva, pentru că realitatea pare cenușie în raport cu lumea pe care ți-ai creat-o. Ca și în cazul tutunului, cannabisul poate produce boli specifice inhalării fumului, care conțin o mare concentrație de produși toxici. Astfel apar bronșita cronică, emfizemul, cancerul pulmonar. Dacă o femeie gravidă fumează cannabis, aceste substanțe toxice ajung și la făt. Atunci când discutăm cu tinerii despre consumul de cannabis, este bine să privim lucrurile în profunzimea lor și să încercăm să vedem de ce au ajuns
în această situație. De multe ori au probleme cu școala, cu o prietenă, cu un prieten, cu familia. Sau nu-și găsesc un loc de muncă. Uneori sunt suficiente câteva ședințe de consiliere și odată cu rezolvarea problemelor despre care am discutat, ei se poate renunța relativ ușor la utilizarea cannabisului. Sunt însă și situații mai grave, în care apar tulburări psihiatrice asociate și atunci este nevoie de ședințe prelungite de tratament pentru a obține un rezultat bun. Pe stradă ajunsesem să văd cum oamenii ies din corpul lor, ceea ce îmi dădea senzația că două persoane merg într-una singură. Uneori aveam impresia că au un creier care le atârnă în afara capului. Groaza a fost atât de mare încât i-am cerut ajutorul mamei. Tulburările psihice, așa cum au fost ele descrise de către Dorina, sunt destul de rare la utilizatorii de cannabis. Totuși, ele pot apare. De aceea, sfatul meu este să nu utilizați acest drog și să respectați decizia prietenilor voștri care nu doresc să utilizeze droguri. Dacă totuși s-a întâmplat ca vreunul dintre voi să utilizeze cannabis, este bine să nu folosiți și alte droguri, să nu asociați alcoolul cu consumul de cannabis și mai ales să nu vă urcați la volan sub influența drogului, pentru că reflexele sunt încetinite și puteți ajunge la accidente rutiere foarte grave. Legea numărul 143 din anul 2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri prevede că deținerea de asemenea substanțe în vederea consumului sau a traficului se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani în funcție de gravitatea faptelor.